Primăria Municipiului Timișoara dă startul unei campanii de salubrizare stradală. Acțiunea constă în operațiuni de măturat mecanizat și spălarea carosabilului, pentru îndepărtarea stratului de praf și nisip acumulat la rigolele de la marginea șoselei. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că sunt străzi pe care se parchează în permanență pe prima bandă de circulație, la rigolă acumulându-se cantități însemnate de praf și nisip ceea ce reprezintă un factor de poluare a aerului. Parcarea mașinilor este interzisă pe străzile incluse în graficul de curățenie. Astfel, începând de luni, 15 aprilie, se va implementa parcarea alternativă a autovehiculelor pe anumite străzi și bulevarde din Timișoara.